Prin implementarea proiectului de e-nursing se urmărește promovarea formării profesionale a personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC în vederea adaptării angajaților la sistemul de sănătate publică informatizat. Obiectivul general al proiectului constituie creșterea adaptabilității și competitivității personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor și prin participarea la cursuri la schimburi de experiență transnaționale în țări ale Uniunii Europene, facilitându-se astfel dezvoltarea competenței angajaților în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu cerințele de pe piața muncii. Consider că este o mare realizare pentru Ordin. Accesarea fondurilor și implementarea a trei proiecte transnaționale, trei proiecte strategice cu parteneri transnaționali, cu durata de implementare de 3 ani, proiecte care au fost greu de implementat, dar am reușit să le ducem la bun sfârșit în toate regiunile de dezvoltare ale țării. La aceste proiecte au avut posibilitatea să participe inclusiv asistenți medicali din zone în care accesul la cursuri este mai greu, din orășele mai mici. De asemenea, am implementat și alte proiecte în calitate de parteneri. În proiectul despre care vorbim, am reușit să organizăm cursuri de instruire în tehnologia informației pentru 4.000 de asistenți medicali din mai multe județe. Fiind o necesitate aceste cursuri, având în vedere că doar 5% din asistenții medicali la începutul proiectului participaseră la cursuri de tehnologia informației. Aceste cursuri, având în vedere și nivelul mai redus de salarizarea asistenților medicali, aceste cursuri gratuite au fost benefice pentru atât pentru asistenți cât și pentru spitalele în care lucrează. Este foarte important să cunoaștem sistemul informatizat, să cunoaștem programul cu care lucrăm, pentru că ne ajută foarte mult. Acest program este ușor de accesat. Un minim de cunoștințe ne poate ajuta să vedem cât mai multe informații despre pacientul nostru. Știam să lucrez pe calculator, știam să accesez mai multe programe, dar am învățat lucruri de finețe. Am pus multe întrebări, cred că am fost un elev destul de activ din punctul acesta de vedere, pentru că oricât ai învățat din cărți, ai nevoie de un profesor care să-ți explice și am considerat că pot primi informații noi, chiar dacă eu cunoșteam într-o oarecare măsură să utilizez un calculator. Ca obiective specifice, proiectul și-a propus promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului din sectorul sanitar, promovarea schimburilor de experiență transnaționale și însușirea de modele de bună practică pentru domeniul sanitar informatizat, promovarea beneficiilor formării profesionale continue ca un deziderat al personalului din domeniul medical și promovarea modelelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii în sectorul sanitar. Implementarea proiectului contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare 3, creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, în domeniul major de intervenție 3.2, formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității. Prin structura parteneriatului creat, proiectul contribuie la realizarea cererii de proiecte numărul 81, competențe pentru competitivitate. Mi-a făcut deosebită plăcere să fac parte din echipa acestui proiect și mă bucur că în proiecte de acest tip, proiectele europene de acest tip, există introdusă și problematica egalității de șanse.
Este un proiect în care am avut ocazia, în cadrul seminariilor și cursurilor de pregătire, să întâlnesc o serie întreagă de femei din sistem, asistente medicale din sistem, femei puternice, femei bine informate, femei dornice de a înțelege despre ce este vorba cu problematica egalității de șanse. Cum pot face ca să micșoreze prăpastia de reprezentare, de exemplu, la nivel de leadership între ele, majoritare în sistem, și bărbați? Cum pot face ca să înțeleagă mai bine problemele de segregare și discriminare din sistem? Pe lângă cursurile de pregătire, am deosebită plăcere să chiar să fac reclamă în sensul bun al cuvântului manualului de bune practici, prevenirea și combaterea discriminării în sistemul de sănătate. Este un manual pe care chiar îl recomand cu căldură, pentru că conține informații legate de problematica egalității de șanse, pentru că conține o serie întreagă de date bibliografice și trimitere la surse privind acest domeniu, dar mai ales pentru că este un manual în care se regăsesc vocile femeilor din sistem. Exemple de situații de discriminare din sistem, cu vocile și cu experiențele de viață ale femeilor din sistem, se regăsesc în paginile acestui manual. Din acest punct de vedere, sincer, cred că este un instrument bun care, alături de alte materiale produse în acest proiect, pot să constituie un pas important pentru, aș zice, emanciparea femeilor în sistemul de sănătate. Ordinul Asistenților Medicali din România, în implementarea acestui proiect, a început în primele luni ale anului 2011 cu o amplă campanie de informare la nivelul filialelor județene cu privire la necesitatea instruirii în tehnologia informației. Astfel, în cadrul evenimentelor organizate de către Ordinul Asistenților Medicali, congrese, consilii sau alte evenimente, au fost informați reprezentanții județeni ai filialelor cu privire la importanța pe care au cursurile de calculatoare pentru asistenții medicali, pentru viitorul sistemului medical românesc. Mai mult, acest proiect răspunde ordonanței de urgență 144 din 2008 cu privire la exercitarea profesiei de asistent medical, conform căreia asistentul are obligația profesională de a participa la cursuri de formare profesională continuă în cadrul educației medicale continue. Înainte de începerea acestui program, nici măcar a 10-a parte din asistenții medicali nu urmaseră un program specializat în acest domeniu. Asistenții medicali sunt conștienți de faptul că numai o instruire continuă și adaptarea continuă la nou va aduce performanța și în domeniul nostru. Ceea ce este de remarcat este faptul că în județul Argeș au avut posibilitatea și oportunitatea să participe la acest proiect peste 200 de asistenți medicali. Asistenți medicali care au avut condiții de acces la acest program destul de facile. Cei 4.000 de asistenți medicali au fost selectați din 29 de județe, din toate cele 8 regiuni de euroregiuni de dezvoltare ale României. S-au format grupe de cursanți atât în orașele mari, în municipii, dar și în localitățile unde funcționează unități medicale. Și putem să amintim aici orășele sau localități precum Moinești, Onești, Comănești, Beclean, Oltenița, Câmpina, Corabia, Caracal, Orăștie, Petroșan, Jimbolia, Drăgășan. Deci orașe în care, localități în care ajung mai greu furnizorii de cursuri de formare profesională continuă. Acesta a adus un mare beneficiu pentru formarea profesională a personalului medical, așa cum a fost apreciat de către cursanți în cadrul chestionarelor de evaluare aplicate la finalizarea cursului. Numele meu este Gabriela Preda, sunt asistent medical principal la Spitalul Constantin Angelescu. Am aflat despre cursul etic de pe site-ul CRI, un curs care personal pe mine m-a ajutat foarte mult în aprofundarea unor cunoștințe despre calculator. Un curs la care domnul profesor a încercat să învețe pe toată lumea. Fiecare a plecat cu câte ceva în urma acestui curs.
un curs care ne ajută foarte mult oricum în exercitarea meseriei de asistent medical, care necesită și partea de calculator. Cursul a fost structurat destul de compact, destul de foarte multă materie, de aprofundat într-un timp foarte scurt. Asta a fost partea mai puțin bună a cursului, în așa fel încât, sigur, era bine dacă era ceva mai lungă perioada, în așa fel încât noi să putem să aprofundăm și mai multe, nu de alta, dar suntem dornici să aflăm cât mai multe și pe această latură, care, sigur, ne ajută foarte, foarte mult. Sarcina firmei Olinet a fost de a instrui și certifica peste 1200 de asistenți medicali din județele Prahova, Buzău, Vrancea, Ialomița, Călăraș și Vazloi. Am remarcat o bună organizare și disciplină a filialelor Ordinului. În toate județele ne-am bucurat de un sprijin deosebit și aș remarca calitatea foarte bună a personalului din serviciile medicale din județele mai sus menționate. Remarc totodată și buna organizare și munca eficientă desfășurată de echipa de management a acestui proiect. În primul an de implementare s-au organizat cursuri pentru 500 de persoane. În anul al doilea au participat 2398 de asistenți medicali și în anul al treia 1102 asistenți medicali. Furnizarea cursurilor a fost realizată de către furnizori acreditați pe piața muncii și care funcționează încă din 2005 și cu experiență în domeniu. Pentru asistenții medicali din regiunea București-Ilfov, furnizorul de cursuri a fost partenerul 2 al proiectului, Asociația Centrul Român de Inițiative. Reprezentanții filialelor județene a Ordinului Asistenților Medicali au avut un rol important în selectarea grupului țintă a asistenților medicali, în a-i informa în legătură cu importanța cursurilor, având în vedere că vorbim de o durată de 42 de ore de instruire și certificare a competențelor TIC și de o oră de examinare. Rolul lor a fost unul deosebit de important pentru a-i convinge să-și adapteze programul de muncă și timpul liber astfel încât să poată participa în totalitate la cele 42 de ore, la finalul cărora au primit un certificat recunoscut, certificat CNFPA recunoscut la nivel național. Pentru facilitarea schimburilor de experiență transnaționale la care au avut acces asistenții medicali care au participat la cursurile de instruire și certificare a competențelor TIC, au fost încheiate două parteneriate transnaționale cu organizațiile profesionale de profil din Irlanda și din Spania, respectiv Onboard Antrainage și Consejul General de Infermeria, astfel încât în cei 3 ani de experiență vorbim de 60 de specialiști, de asistenți medicali, care au participat la schimburile de experiență transnațională în anul 2011 la Madrid, 20 de asistenți medicali din 6 județe și în anul 2013, 40 de asistenți medicali au mers în Dublin. În cadrul acestor schimburi de experiență au fost vizitate unități medicale, o universitate, au primit informații legate de sistemul medical din Spania, respectiv din Irlanda, au adresat întrebări legate de domeniile de activitate în care își desfășoară activitatea și, în primul rând, au fost prezentate sistemele sanitare informatizate ale țărilor respective. Dublin, Irlanda. O experiență nouă. O altă lume, pot să spun. Altă civilizație, altă mentalitate. Puțin înaintea noastră, într-un fel normal. M-au impresionat foarte multe lucruri.
de la ceea ce se întâmplă pe stradă, de la felul în care am fost primiți, de la felul în care am fost tratați, hotel, un autocar, apoi la Ordinul Asistenților și așa mai departe. Toate persoanele cu care am lucrat au fost deosebite. Sunt oameni calzi, primitori, liniștiți cu anumită pace, probabil care vine din alte lucruri, oameni care au dorit să-și împărtășească experiența, care au petrecut un timp lung cu noi, oameni corecți și care au vrut să meargă în amănunte, să ne explice cum funcționează sistemul lor de sănătate împreună cu sistemul informatic. Proiectul și-a propus, pe lângă obiectivele specifice și alte obiective orizontale legate de îmbătrânirea activă, egalitatea de șanse, inovație și abordare transregională și transnațională. Aici putem să amintim campania de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, campanie care s-a derulat pe toată durata de implementare a proiectului. În anul 2011 s-au organizat 4 sesiuni de lucru la care au participat câte 2 regiuni de dezvoltare, astfel încât după derularea acestor sesiuni de lucru a rezultat un manual de bune practici pentru combaterea discriminării din sectorul sanitar, în care asistenții medicali au dezbătut probleme legate de combaterea atitudinii față de grupurile vulnerabile, egalitatea de șanse, combaterea discriminării. Am beneficiat în cadrul acestor sesiuni de lucru de prezența unui trainer, doctor în sociologie, doamna Laura Grunberg, care a moderat și a coordonat realizarea acestui manual. A fost prezentat în anul 2012 proiectul cu realizările sale și discutat manualul în cadrul celor 8 conferințe regionale, realizat așa cum le spune și denumirea, în cele 8 regiuni de eurodezvoltare ale României, în care și-a propus informarea și conștientizarea asistenților medicali și personalului din sectorul de sănătate în vederea schimbării atitudinilor sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, atât față de asistenții medicali între ei, cât și față de pacienți. Accentul s-a pus pe eliminarea stereotipurilor față de grupurile vulnerabile. Având deja experiență în derularea de proiecte europene, Ordinul Asistenților Medicali a încheiat cu succes și acest proiect strategic. Acesta s-a realizat și cu sprijinul important pe care l-au avut partenerii din proiect, atât cei naționali cât și cei transnaționali. Vorbim aici de Asociația Centrul Român de Inițiative, care a fost coordonatorul campaniei de informare și publicitate a proiectului, de Federația Sanitas din România, un partener important în multe acțiuni pe care le-a derulat Ordinul Asistenților Medicali, și de cei doi parteneri transnaționali cu care deja are în comun multe evenimente Ordinul Asistenților, din Madrid, din Spania, Consejul General de Enfermeria, și Ordinul Asistenților Medicali din Irlanda, On Board Antranaș. Foarte important, un număr de 60 de asistenți medicali au participat la schimburi de experiență transnaționale în Irlanda și Spania, în colaborare, în parteneriat cu organizațiile profesionale din țările respective. A fost elaborat de către Ordin și primul manual de bune practici pentru combaterea discriminării în sectorul sanitar. Cred că aceste realizări sunt foarte importante în contextul în care în România
atragerea fondurilor europene este o problemă. Ordinul a reușit cu profesionalism să implementeze aceste proiecte și să le ducă la bun sfârșit în beneficiu asistenților medicali. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.